Mai trei. Iubirea imposibilă a lui Mircea Eliade și eroina poveștii sale de dragoste este atât un personaj complex al romanului subiectiv în literatura română, cât și o personalitate literară a culturii indiene. Mircea Eliade, născut la 13 martie 1907 în București, a fost istoric al religiilor, scriitor de ficțiune, filozof și profesor român la Universitatea din Chicago din 1957, titular al Catedrei de Istoria Religiilor din 1962, naturalizat cetățean american în 1966, onorat cu titlul de Distinguished Service Professor. Opera completă a lui Mircea Eliade ar ocupa peste 80 de volume, fără a lua în calcul jurnalele sale intime și manuscrisele inedite. Acesta a murit pe 22 aprilie 1986 în Chicago și este membru post-mortem al Academiei Române. Mircea Eliade își pune amprenta asupra literaturii române cu romanul psihologic Mai trei, în anul 1933, relatând întâmplările sale din India în timpul scrierii tezei de doctorat despre yoga. Eliade se îndrăgostește iremediabil de Mai trei, fiica lui Surendranath Dasgupta, scriitor și filozof indian, maestru acestuia în perioada în care a studiat la Calcuta. Autorul român suferă enorm la despărțirea de Mai trei, astfel luând naștere romanul subiectiv cu același nume. 50 de ani mai târziu, în 1974, Mai trei Davi, scriitoare de profesie, află despre romanul scris de Mircea Eliade și decide să scrie povestea din perspectiva ei, ca un răspuns al romanului lui Eliade. La fel de revigorantă și plină de suspans, cartea are ca protagoniști pe Mircea Euclid și Amrita, alter ego-urile acestora. În seara aceasta, în fața dumneavoastră, va urca pe scenă interpretând alter ego-ul Mai trei din cartea Dragostea nu moare, colega mea neagă Alexandra din clasa 10-a. Poate oare cineva să fugă de adevăr? Adevărul suportă orice. Toate strunele minții mele cântă această melodie. El este cântărețul. El este cel care cântă în mine această melodie. El este cel care a făcut să apară acest val de muzică în trupul și în mintea mea. Nici eu sunt aici, în biroul tău, o făptură umană din carne și sânge, nu un mit, un simbol. Asta nu înseamnă nimic pentru tine. Întoarce-te cu fața. De ce nu mă privești, Mircea? Ai scris în cartea ta că dacă m-ai întâlni, m-ai privit drept în ochi. Ai uitat? Mai știi cine ești tu? Cine suntem noi? Am venit să te văd pe tine. Cel pe care nicio armă nu poate străpunge, iar focul nu-l poate arde. Acel tu care nu are început, mijloc sau sfârșit. De aceea n-am venit să-l văd. Te rog, Mircea, privește-mă. Dacă mă vei privi, crede-mă că într-o clipă am să privim exact în locul în care ne-am întâlnit pentru prima dată. Și atunci
fața. Am privit la el fascinată. Voiam să mă miște lângă el. Un fel de clopote a început să-mi bată prin vene și asta nu era cu siguranță semnele unei boli. Un fluture părea să-și fi desfăcut aripile de o parte și de alta pe umerii mei. Aș fi putut să-l pun cu ușurință. Mirțul și-a îngropat din nou fața în mâinile mele și puteam să jur că cerul a coborât pe pământ, că soarele și cerul sunt una cu pământul. Iar eu am realizat că divinitatea mea este necesară. O ființă omenească mi-ajunge. Uneori sunt înspăimântată de propriile mele emoții. E ca și cum o primăvară fierbinte țâșnește din adâncurile pământului și se prăștie peste tot. Tot astfel, din necunoscute adâncuri, izbucnește și această arzătoare flacără a dragostei. Sunt îngrozită. O, Doamne, când pase ca totul în jurul meu.